Salutare! Astăzi vom testa un modul de box activă The Box Pro DSP112, care este la bază un modul biamplificat, clasă D, Iraudamp 9 și o clasă AB pe partea de înaltă, și anume un TDA7294. Partea de DSP din față, cam așa arată și ecranul, și vom testa 4-ohm, 8-ohm pe partea de jos. Asta ne interesează cel mai mult. Am în clipa de față 100 de Hz. Hai să-i pregătesc și a doua sarcină. O am pregătită. Deci 100 de Hz, 8 ohmi. Reduce ulterior. Hai să vedem la maxim cât avem. 4,7, un pic pe power. Deci peak power, peak current, să spunem așa, 4,7, după care începe și limitează. Măsură de precauție, probabil, oricum nu ascultăm în regim RMS, sinusoidal, muzica. 4 ori. 36 la 8,5, am văzut un peak current acolo. 8,7 chiar. Deci vede. Hai să mai coborăm un pic frecvența la 50 de Hz. La fel, același comportament la limitare, 9,7, un vârf de curent. Vedem și 8 ohm la 50 de Hz. Asta ar fi. Hai să vedem dacă se duce partea de jos la 1 kHz. Deci are un maxim undeva la 16 V, se atenuează. Și pe partea de medii probabil că se mai compensează un pic pe partea de AB și cu driverul de înalte, toate că mă cam îndoiesc că acesta ar coborâ la 1 kHz. Dar nu asta contează, ceea ce am vrut să vă arăt, cam ce poate în realitate acest modul de amplificare dat la 1200 W peak. Vă mulțumesc pentru vizualizare.